Amical l-a început la ora 19 în teren, aliniindu-se două echipe în componența cărora s-au aflat foști fotbaliști. Un singur telefon a fost de ajuns pentru a strânge o parte dintre jucătorii cu experiență, însă nu și public, așa că imaginea cu tribunele care în urmă cu zeci de ani erau pline, acum era una dezolantă. Foștii fotbaliști au profitat de ocazie după meci pentru a depăna și câteva amintiri. Cu toții și-a exprimat regretul că la Slatina nu mai există o echipă de fotbal care să ne reprezinte în eșaloanele superioare. Băieții de 30 de ani, de când poate mă duceam în tribune și îi vedeam, pe Valică, pe Gelu, Marian Popescu, nume mare ale fotbalului slătinean de care nu trebuie să uităm niciodată. Este un pic jenant că la ora asta nu avem nici măcar o echipă de elită, adică sunt echipe la sate care se strâng și joacă duminica cum necum. În Slatina avem câteva terenuri și nu avem o echipă nici măcar de cel mai mic nivel. Chiar ne bucurăm pentru această întâlnire, cum ne-am întâlnit cu foștii colegi și ar fi plăcut să facem mai des așa ceva. Aici știți foarte bine că am activat o perioadă unde s-a făcut performanță, echipa a dat dovadă de profesionalism în perioada aia și au promovat în Liga a doua, dar din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de fapt nu numai la Slatina s-a întâmplat acest lucru și peste tot în țară, după cum știți foarte bine. Aveți un regret că la Slatina nu mai există echipă care să ne reprezinte? Da, este un mare regret al tuturor iubitorilor de fotbal din Slatina. Sunt convins că Slatina este iubitoare de acest fenomen. Foștii fotbaliști care au activat în perioada de glorie sunt dispuși să se mai întâlnească în astfel de meciuri amicale.